În ziua de 1 martie se celebrează sărbătoarea mărțișorului, triumful primăverii asupra iernii, obiectul cu șnur alb și roșu fiind un simbol al renoirii timpului și al renașterii naturii. În timpul geto-dacilor, anul nou începea la 1 martie. Astfel, luna martie era prima lună anului. Calendarul popular la geto-daci avea două anotimpuri, vară și iarnă. Mărțișorul era un fel de talisman menit să poarte noroc, oferit de anul nou împreună cu urările de bine, sănătate, dragoste și bucurie. La târgul mărțișorului din Făgăraș găsiți oferte pe toate gusturile și pentru toate buzunarele. Avem oferte așa, dar totuși mai dăm câteva oferte, deci astea le avem la 1 leu, ele la 2 lei, deci cum ne... deci este prețurile. Ce cumpără făgărășenii? Cam multe cumpără. Cumpără din partea asta, de acolo, flori, din astea de piept, bronșe, mai multe feluri. Ce aveți? Ați venit cu noutăți anul acesta? Păi am vint, cu mai multe modeluri. Și ce modele aveți? Din ce? De fel de modele, deci potcoavă, inimioare, din astea, buburuțe, da, mai multe, cu zodii, cu mai multe feluri. În zilele noastre, valoarea mărțișorului începe să fie dată doar de creație artistică. Obiectul cu șnur alb-roșu se confecționează din orice și poate să aibă semnificații multiple. Sunt frumoase. Cumpărat? Nu. Mergem pe bază de flori. Ieri eu primi soție o floare, astăzi altă. Sunt foarte frumoase toate. Au și prețuri diferite, în funcție de cum vă plac și pentru cine îl cumpărați. Eu cumpăr pentru fetele mele, am două fetițe și merg la școală și pentru profesoare să le mai dea câte un mărțișor. Da. În vechime, pe data de 1 martie, mărțișorul se dăruia înainte de răsăritul soarelui copiilor și tinerilor, fete și băieți deopotrivă. Șnurul de mărțișor alcătuit din două fire de lână răsucite colorate în alb și roșu sau în alb și negru reprezintă unitatea contrarilor, adică vară-iarnă, căldură-frig, fertilitate-sterilitate sau lumină-întuneric. Șnurul este fie legat de mână, fie purtat în piept. El se poartă de la 1 martie până când se vor arăta semnele de biruință ale primăverii, adică se aude cucul cântând, înfloresc cireșii, vimberzele sau rândunelele. Atunci, mărțișorul fie se leagă de un trandafir sau de un pom înflorit ca să aducă noroc, fie este aruncat în direcția de unde vin păsările călătoare, rostindu-se iam negrețele și dăm albețele. Televiziunea Făgăraș TV vă dorește o primăvară frumoasă!